Suntem deja la a treia ediție, un lucru extrem de important pentru noi. Am acumulat destulă experiență ca să organizăm foarte bine acest eveniment. Așteptăm în jur de 100 de sportivi din aproximativ 10 țări ale lumii, aș spune, pentru că avem și sportivi din Brazilia la această competiție, la Fish & Trophy. Și cred că de la an la an creștem. Și cum vă spuneam, suntem la ediția cu numărul 3. Mai avem de organizat, conform contractului cu Federația Internațională de Ski, încă două ediții. Vom trage linie la finalul celei de-a cincea ediții și vom vedea dacă am fost atât de buni pe cât credem noi în acest moment și ce o să facem, evident, în continuare. Tot anul ăsta, dar pentru prima dată, avem FIS SES 2020 Race, o cursă importantă pentru cadeți. Este un termen folosit și la noi, da, ceva mai puțin, copii sau tineri, dacă vreți, peste 16 ani. Această cupă se va desfășura în perioada 18-21 februarie pe pârtia sub teleferic, acolo unde organizăm toate competițiile noastre de ski.